Haideți să deschidem la Efeseni, capitolul 1, versetele 15 la 23. Aici găsim o rugăciune și rugăciunea aceasta are în conținutul ei cea mai importantă dorință, și anume să îl cunoaștem mai bine pe Dumnezeu. Și asta ne dorim și în 2024. Efeseni, capitolul 1, versetul 15, pagina 1145. De aceea și eu, de când am auzit despre credința în Domnul Iisus care este în voi și despre dragostea voastră pentru toți sfinții, nu încetez să aduc mulțumiri pentru voi când vă pomenesc în rugăciunile mele. Și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui și să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți și care este față de noi credincioși nemărginita mărime a puterii sale după lucrarea puterii tăriei Lui pe care a desfășurat-o în Hristos prin faptul că L-a înviat din morți. L-a pus să șadă la dreapta sa în locurile cerești, mai pe sus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie și de orice nume care se poate numi, nu numai în veacul acesta, ci și în cel viitor. El i-a pus totul sub picioare și l-a dat căpetenie peste toate lucrurile bisericii, care este trupul lui, plinătatea celui ce împlinește totul în toți. Amin. Doamne, aceeași rugăciune o facem și noi împreună cu Apostolul Pavel. Te rugăm în momentele următoare să luminezi ochii inimii noastre ca să pricepem. Doamne, ajută-ne să pricepem cuvântul Tău. Ajută-ne să pricepem mântuirea de care ne-ai făcut parte. Și ajută-ne să pricepem ce dorești de la noi și în anul acesta. În numele scump al Domnului Iisus m-am rugat și îți mulțumesc. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Roagă-te să-L cunoști pe Dumnezeu mai bine. Acesta este și titlul mesajului, dar și chemarea mesajului de astăzi pentru anul care ne stă înainte. Care este cea mai mare nevoie a lumii astăzi? Am putea să dăm multe răspunsuri bune fiecare, dar cred că cea mai mare nevoie pe care lumea o are astăzi este să-L cunoască pe Dumnezeu. În Ioan 17:3, Domnul Iisus spunea: și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Lumea are nevoie să-L cunoască pe Dumnezeu prin Hristos. Dar care este cea mai mare nevoie pe care biserica o are astăzi? Același răspuns. Același răspuns. Biserica are nevoie să-L cunoască pe Dumnezeu. Cei pierduți, când vorbeam de lume, cei pierduți au nevoie să-L cunoască pe Dumnezeu în mod personal. Cei mântuiți au nevoie să-L cunoască tot pe Dumnezeu în mod progresiv, din ce în ce mai mult, din ce în ce mai bine. Avem nevoie să-L cunoaștem pe Dumnezeu mai bine. Cum spunea fratele Mihăiță la timpul de rugăciune, a-L cunoaște pe Dumnezeu este mai mult decât a ști despre El. A-L cunoaște pe Dumnezeu este mai mult decât a te întâlni cu El. Este o relație personală, nu este o prezentare formală. Și dovada că tu-L cunoști pe Dumnezeu, de unde știi că-L cunoști pe Dumnezeu? Ne lăudăm că-L cunoaștem pe Dumnezeu. Și bine că facem asta, că zice Pavel, dacă te lauzi cu ceva, cu ce să te lauzi? Că-L cunoști pe Domnul. Ne lăudăm că-L cunoaștem pe Domnul, dar de unde știi cu adevărat că-L cunoști pe Domnul? Care-i testul? Păi dovada că tu-L cunoști
pe Dumnezeu în modul acesta personal, cu adevărat, este că îți dorești să-L cunoști mai mult. Îți dorești să-L cunoști mai bine. Pavel mă fascinează. În Filipeni 3:10, Pavel spune că dorința fierbinte a vieții lui este următoarea. Și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui. Știți când scrie Pavel versetul acesta? La 10 de ani după ce a fost convertit. La 10 de ani după ce a fost născut din nou, după ce s-a întâlnit cu Hristos. Și după ani și ani de zile de la întâlnirea cu Hristos, ani și ani de zile de umblare cu Hristos, dorința fierbinte a lui Pavel care era? Nu vreau să știu nimic altceva între voi decât pe Hristos. Vreau să-L cunosc mai mult pe Hristos. Să-L cunosc personal, să-L cunosc complet, să-L cunosc profund. În titlul mesajului de astăzi, să-L cunosc pe Dumnezeu mai bine. Asta sper să fie dorința bisericii noastre și în 2024. Sigur, ne propunem multe, vrem multe, dar dorința care să acopere tot ceea ce facem, scopul pe care să-L avem în tot ceea ce ne propunem, să fie această dorință, să-L cunoaștem pe Domnul mai bine. Dar că întrebarea este bună, vrem să-L cunoaștem pe Dumnezeu mai bine, dar cum? Cum putem să-L cunoaștem pe Dumnezeu mai bine? Și răspunsul textului nostru este atât de simplu, prin rugăciune. Prin rugăciune poți să-L cunoști pe Dumnezeu mai bine. Și asta este ideea pe care vreau să o explorăm în dimineața aceasta, rugăciunea în mod special. Sunt multe alte instrumente, dar rugăciunea în mod special, rugăciunea personală, rugăciunea cu familia, rugăciunea cu biserica, de aceea de fiecare dată când ne întâlnim, ne rugăm. Și ne vom ruga, dragilor, până când creștinii nominal se plictisesc de atâta rugăciune. Pentru că asta e instrumentul prin care îl cunoaștem pe Dumnezeu, prin rugăciunea izvorâtă din Cuvântul lui Dumnezeu. Și tocmai de aceea vrem să ne gândim la lucrul acesta. Deschideți Biblia dacă cumva ați închis-o la Efeseni, capitolul 1, de unde avem textul. Dacă vă uitați așa în mare pe pasajul nostru, pe capitolul acesta, vedeți că tot capitolul 1 ne vorbește numai despre Dumnezeu. Capitolul 1 nu se vede în limba română, dar în original este format din două fraze lungi, fraze care nu se mai termină. Cornilescu, ca să ne ajute să citim, a mai pus punct din când în când. Dar aici nu este niciun punct. Pavel începe și parcă ia o gură bună de aer și începe să spună tot ceea ce este mai important despre Dumnezeu. Și asta se întâmplă aici în capitolul 1. Versetele 3 la 14 e o singură frază, e o frază care e numită de multe ori imnul Harului. Imnul Harului, care e de fapt nimic altceva decât o laudă trinitară adusă Dumnezeului care ne-a mântuit prin Harul Său suveran. Versetele 3 la 6, dacă mă urmăriți, îl laudă pe Dumnezeu Tatăl pentru că ne-a ales. Versetele 7 la 12 îl laudă pe Dumnezeu Fiul pentru că ne-a răscumpărat pe baza alegerii Tatălui și versetele 13 și 14 laudă pe Dumnezeu Duhul Sfânt care în urma răscumpărării ne-a pecetluit. Acum, în textul nostru, Pavel trece de la învățătură la ce? La rugăciune. De la învățătură la rugăciune. Vedeți, în cartea Efeseni sunt două rugăciuni. Una aici în capitolul 1, cealaltă în capitolul 3. O cunoașteți. Și modul în care Pavel își organizează textul în cartea Efeseni e o lecție în sine pentru noi. Învățătura, atunci când o înțelegi bine, atunci când o pui la inima ta, nu poate să se sfârșească decât cu rugăciune. Cu rugăciune. De ce fratele Mihăiță ne-a adus îndemnuri din cuvânt și apoi ne-am rugat? Că ăsta e modelul biblic. După ce terminăm mesajul acesta, vom răspunde prin cântare și apoi încheiem totul prin
rugăciune. Pentru că învățătura duce la rugăciune și după ce te-ai rugat, ce se întâmplă? Te întorci înapoi la învățătură. Și când înveți și îl cunoști pe Dumnezeu, n-ai cum să te oprești la amin și mergem mai departe, învăț de viața mea, ci răspunzi din nou cu rugăciune înaintea Domnului. Mai mult decât atât, cele două rugăciuni din cartea Efeseni au două direcții diferite. Rugăciunea pe care noi am citit-o, 15-23, este o rugăciune de iluminare. Da? O rugăciune în care ceri Domnului să cunoști, să pricepi, așa cum o să vedem imediat. Cealaltă rugăciune, din capitolul 3, 14-21, e o rugăciune de împuternicire. Și aici este o lecție, dragilor. Pavel nu cere prima dată să fie împuternicit și apoi să fie luminat. Ci Pavel cere prima dată să fie luminat și apoi împuternicit. Adică ordinea este în felul următor. Prima dată trebuie să cunoști și mai apoi poți să trăiești ceea ce cunoști. Înainte de a face ceva mai bine, noi vrem să facem anul ăsta mai bine, nu? Vrem să o ducem mai bine, fratele Florică ne-a urat să fim mai buni, să facem lucruri bune anul ăsta. Ei, înainte de a face ceva mai bine, trebuie să cunoști mai bine. Asta e ordinea pe care o așează Sfânta Scriptură. A cunoaște mai bine va duce la a face mai bine. Așa că, dragii mei, vreți să trăiți mai bine pentru Domnul anul acesta? Vreți să faceți mai multe pentru Domnul anul acesta? Atunci să ne rugăm să-L cunoaștem mai mult pe Domnul. Să ne rugăm să-L cunoaștem mai bine pe Dumnezeul nostru. Vestea bună este că se poate mai bine. Indiferent de greșelile și falimentele pe care le-am avut anul trecut, nu trebuie să rămânem blocați acolo. Dumnezeu poate să-ți ierte trecutul, Dumnezeu poate să-ți zbiruiască problemele, Dumnezeu poate să te schimbe, dar atenție, schimbarea și transformarea au loc în măsura în care îl cunoști mai bine pe Dumnezeu. Și rugăciunea este mijlocul principal prin care ajungem să-L cunoaștem mai bine pe Dumnezeu. Așadar, haideți să ne apropiem de text. Efeseni 1:15-23, și aici găsim trei lecții despre a-L cunoaște mai bine pe Dumnezeu. Rugăciunea lui Pavel ne arată cum să-L cunoaștem, cum să ne rugăm, de fapt, ca să-L cunoaștem mai bine pe Dumnezeu, ce să ne rugăm ca să-L cunoaștem mai bine pe Dumnezeu și de ce. De ce să ne rugăm ca să-L cunoaștem mai bine pe Dumnezeu? Haideți să le luăm pe rând. Primul rând, cum să ne rugăm ca să-L cunoaștem pe Dumnezeu mai bine? Și haideți să privim la versetele 15 și 16, pentru că aici Pavel ne oferă un model de rugăciune. Versetul 15 spune, roagă-te sincer, versetul 16 spune, roagă-te continuu. Roagă-te sincer, roagă-te continuu. Versetul 15. Așa cum am spus, în fața harului lui Dumnezeu, Pavel se roagă cu toată sinceritatea. Când înțelegi harul suveran al lui Dumnezeu pe care ți l-a arătat în mântuire, n-ai ce altceva să faci decât să te rogi. Vedeți cum începe versetul 15? De aceea. De aceea ce? Păi ținând cont de imnul harului din primele 14 versete, iată ce urmează să se întâmple. Da? Motivat de ce am învățat acolo, iată ce mă face să mă rog. Aduceți-vă aminte mai ales de versetul 3, ce e în primele 14 versete. Versetul 3 rezumă primele 14 versete. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești, în Hristos. Adică dacă ești în Hristos, ce ești? Ești binecuvântat. Dacă ești în Hristos, ești binecuvântat. Și de la versetul 4 până la versetul 14, Pavel deschide cufărul acesta de binecuvântări și ți le scoate pe rând, scoate toate diamantele acestea și ți le arată. Și așa ajungi la versetul 15, care începe spunând, de aceea. De aceea ce? Pentru că suntem atât de binecuvântați, pentru că suntem binecuvântați în Hristos, de aceea mă rog.
Atenție, dragilor, o lecție aici. Pavel a fost mișcat să se roage și de binecuvântări, nu doar de poveri. Noi de obicei când ne ducem repede în rugăciune înaintea Domnului? Reflex, nici nu stai să te gândești, nu trebuie să te îndemne nimeni la rugăciune. E când ți-e greu, nu? Când ești dărâmat, când ești la pământ, când nu mai ai nicio soluție, când nu te simți binecuvântat și când nu vezi binecuvântările. Dragilor, haideți să nu ne oprim din rugăciune când lucrurile merg rău, dar haideți să nu ne rugăm doar când lucrurile merg rău. Mai țineți minte ce spune cântarea? Dacă ești purtat de valul furios și crezând că ești pierdut, devii fricos, ce să faci? Ia în seamă, nu mulțimea de poveri din jurul tău, ia în seamă binecuvântările în Iisus. Auziți, ca Pavel în Efeseni, în Iisus ai toate împlinirile. Ia în seamă cât de minunat Domnul zi de zi te-a binecuvântat. Așa că Pavel îl laudă pe Domnul pentru harul lui suveran, pentru harul lui mântuitor. De obicei, așa cum spuneam, noi ne rugăm atunci când primim vești rele, dar în textul nostru Pavel spune, eu mă rog, știți de ce? Pentru că am primit vești bune. Am primit vești bune și de aceea mă rog. Și haideți să vedem care sunt acele vești bune despre Efeseni acum. Auzit pe de-o parte, zice versetul 15, despre credința lor în Domnul Iisus. Da, versetele 3 la 14 sunt pline de învățătură, învățătură profundă, învățătură complexă. Și totuși îți spune cât se poate de simplu cum poți să fii mântuit. Prin credința în Domnul Iisus Hristos. Asta e tot ceea ce trebuie să știi ca să te împaci cu Dumnezeu. Suntem salvați prin credință, nu prin comportament. Dar atenție aici, nu e vorba despre credință în credință. Credință de dragul credinței. Nu, credința e pe atât de bună pe cât obiectul credinței. Pentru a fi salvat nu poți să ai credință în orice. Nu poți să ai credință în orice Dumnezeu, ci doar în Domnul Iisus Hristos. Suntem salvați doar prin credință, doar în Domnul Iisus Hristos. De aceea vreau să te întreb, dragul meu, înainte de a merge mai departe în 2024 și de a vrea să faci lucruri mari pentru Domnul și să te folosească și să faci nu știu ce și să faci și pe una și pe cealaltă, te întreb simplu și să răspunzi la această întrebare. Tu crezi în Domnul Iisus? Că degeaba ne ducem la ape adânci, cum am vorbit ieri, vrem ape adânci, dacă tu n-ai îndepărtat puțin corabia prin credința în Domnul Iisus. Serios te întreb, ești sigur că tu crezi în Domnul Iisus și ai parte de viață veșnică? Pentru că asta e singura speranță pentru mântuirea noastră. Roman 10:9 spune, dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn, și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Și Pavel spune, îl laud pe Dumnezeu pentru mântuirea voastră, pentru că am auzit că aveți credință în Domnul Iisus. Aveți credință în Domnul Iisus. Dar mai este un motiv pentru care Pavel îl laudă pe Dumnezeu. Zice, de când am auzit despre credința în Domnul Iisus care este în voi și despre dragostea voastră pentru toți sfinții. Vedeți peste tot în Biblie, și au subliniat și frații înainte, perechea aceasta, credință și dragoste? Adevărata naștere din nou, dacă tot ne întrebăm, chiar suntem născuți din nou? Avem siguranța aceasta? Adevărata naștere din nou se vede prin prezența ambelor. Credință și dragoste. Galateni 5:6 spune, căci în Iisus Hristos nici tăierea împrejur, nici netăierea prejur n-au vreun preț, ci credința care lucrează prin dragoste. Adică, noi nu ajungem în cer pe baza religiozității noastre. Ceea ce contează și ceea ce are preț este credința ce lucrează prin dragoste. Credința adevărată, dacă o ai, se va vedea neapărat, n-ai cum altcumva, se va vedea neapărat prin dragoste. Și dragostea nu e un sentiment. Dragostea asta biblică nu e un sentiment. Conține sentimente, da, dar nu e un sentiment. Dragostea biblică e acțiune.
Asta este dragostea biblică. Dragostea constă în ceea ce faci. Cuvântul folosit aici mai este folosit în dreptul dragostei lui Dumnezeu pentru noi în Hristos Iisus. Cum știm că Dumnezeu ne-a iubit pe noi? Că ne-a scris o scrisoare în care și-a exprimat sentimentele? Că ne-a vorbit frumos? Că ne-a făcut să ne simțim bine în pielea noastră, așa? Nu, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat nu o scrisoare, nu vorbe, nu sentimente, ci a dat pe Fiul Său la moarte, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Pavel spune, cred că voi sunteți mântuiți pentru că aveți o credință care se vede în dragoste. Dar atenție, că nu se oprește aici. Dragoste pentru cine? Pentru toți sfinții. Nu doar pentru neamurile tale. Nu doar pentru grupul tău de prieteni din biserică. Nu doar pentru cei care ne plac din biserică. Nu pentru cei cu care stăm și petrecem mai mult timp. Nu. Dragostea creștină se întinde și ajunge la toți sfinții. Ascultați-mă, o persoană care nu iubește creștinii nu este creștină. E simplu. O persoană care nu iubește creștinii nu este creștină. Pentru că 1 Ioan 3:14 spune, noi știm că am trecut din moarte la viață, dar ne-am întrebat, chiar avem credință în Domnul Iisus? Păi de unde știm asta? Păi noi știm că am trecut din moarte la viață, iată, pentru că iubim pe frați. Cine nu iubește pe fratele său rămâne în moarte. Cu alte cuvinte, nu este mântuit. Și dar Pavel se roagă cu sinceritate pentru biserică, motivat de veștile auzite despre două lucruri, credința lor în Domnul Iisus și dragostea lor manifestată pentru toți sfinții. Așadar, roagă-te sincer pentru frații tăi, pentru biserica ta. De asemenea, versetul 16 spune, roagă-te continuu. Iată un alt, noi nu realizăm, să nu uităm, care e titlul mesajului, ideea textului. Să-L cunoaștem pe Dumnezeu mai bine. Cum îl cunoști pe Dumnezeu mai bine? Fiind preocupat de frații tăi și surorile tale, rugându-te pentru ei, îl cunoști pe Dumnezeu mai bine. Iată prima legătură. 2. Roagă-te continuu, versetul 16. Zice, nu... De unde am luat asta cu roagă-te continuu? Păi nu încetez. Nu încetez să aduc mulțumiri pentru voi când vă pomenesc în rugăciunile mele. Ce nu încetează să facă Pavel în rugăciune? Să aducă mulțumiri. Ei, mulțumirea este esențială în rugăciune și Pavel mulțumea lui Dumnezeu când se ruga. Iată însă ceva greu pentru noi. Se pare că lista de mulțumiri a lui Pavel cuprindea mai mulți oameni decât lucruri. Și noi mulțumim. Dar când stăm și ne ascultăm rugăciunile de mulțumire, ne găsim acolo că mulțumim mai mult pentru ce? Pentru lucrurile pe care Dumnezeu ni le-a dat. Prea puțin se aude în rugăciunile noastre, fără să fie, cum am fost aseară, am luat lista cu departamentele de slujire și o trebuie să ne focalizăm, că pe asta a fost direcția. Dar fără să fie un astfel de îndemn, doar când frații zic, haideți să mulțumim Domnului, după ce îi mulțumești Domnului pentru mântuire, reflexul nostru ar trebui să fie următorul, să mulțumesc imediat pentru oamenii din jurul meu, pentru Biserica lui Hristos. Așa că nu-i mulțumi anul acesta lui Dumnezeu doar pentru lucrurile pe care ți le dă, ci mulțumește mai mult pentru oamenii în mijlocul cărora te-a așezat. Pavel zice, nu încetez să aduc mulțumiri pentru voi. Vrei să-L cunoști mai bine pe Dumnezeu anul acesta? Ar trebui să-I mulțumești mai mult pentru biserică. Ar trebui să-I mulțumești mai mult pentru fiecare sfânt de aici.
Ba mai mult decât atât, ar trebui să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru fiecare persoană care prin harul lui a fost luată din întuneric și adusă la lumină. Biblia spune în Luca 15:10, tot așa vă spun că este mare bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un singur păcătos care se pocăiește. Păi dacă cerul se bucură când cineva e mântuit, cu atât mai mult noi cei care am fost mântuiți, am trecut pe acolo, ar trebui să-i mulțumim Domnului când cineva este adus la Hristos. Dar atenție, dragul meu, n-ai cum să mulțumești pentru fratele tău și în același timp să-i porți pică. Sunteți de acord? Poate că de aceea nu prea mulțumim Domnului unii pentru alții. Că n-ai cum să-i mulțumești Domnului cu adevărat, cu sinceritate, cu dragoste și să-i porți pică. Imaginați-vă ce atmosferă de cer ar fi printre noi dacă în mod continuu, neîncetat, am mulțumit Domnului unul pentru celălalt. Și dar am văzut mulțumirea lui Pavel pentru sfinți, dar vedem tot în versetul 16 și mijlocirea lui Pavel pentru sfinți. Țineți minte unde era Pavel când scria scrisoarea aceasta? Pavel era la Roma, dar nu vizita Coloseumul. Atunci dacă îl vizitai și erai creștin, nu mai ieșai din el. Pavel era la Roma, dar era în arest la domiciliu. Și Pavel aștepta sentința, era în proces, nu știa care va fi verdictul. Și cu toate acestea, nu-l vezi copleșit de îngrijorare și frică. De ce? Pentru că Pavel era omul rugăciunii. Și dedicarea lui față de rugăciune se vede și aici. Deși era într-o situație critică, eu vă spun, dacă eram eu în situația lui Pavel, eu am zis ieri că eu aș vrea să fiu mai mult ca Pavel și mă regăsesc mai mult ca Petru. Dacă eram eu în situația lui Pavel, în arest la domiciliu și nu știam care va fi verdictul și știu că trebuie să mă înfățișez înaintea lui Nero, care mânca creștini, știți ce era în cartea asta? Scris. Dragi efeseni, sper că sunteți bine. Pentru mine vă mai rugați? Rugați-vă să vă scoată Domnul cât mai repede. Și vă spun și eu ce mă rog. Dumnezeul Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să aibă milă de mine, să se îndure de mine, să mă scoată de acolo, că vreau să ajung și în Spania, mai am locuri unde să plantez biserici, vreau să fac atât de multe lucruri, să mă scoată Domnul de aici. Ce face Pavel? Zice, vă pomenesc pe voi în rugăciunile mele. Dragilor, o viață sănătoasă de rugăciune îi centrată pe Dumnezeu, dar este orientată în primul rând spre ceilalți. Centrată în Dumnezeu, orientată spre ceilalți. Ceva scârție la viața ta de rugăciune dacă niciodată nu ajungi la alții din cauza rugăciunilor și cererilor pentru tine. Iov 42:10... E un lucru la care, știți că am predicat de curând două mesaje din Iov, am mai predicat în pandemie în Iov. N-am văzut niciodată lucrul ăsta până acum, până n-am privit din lumina rugăciunii lui Pavel. Domnul a adus pe Iov iarăși în starea de la început, după ce? După ce s-a rugat pentru el și l-a ascultat Domnul să-l aducă în starea de la început? Nu asta spune. După ce s-a rugat Iov pentru prietenii săi. Și Domnul i-a dat înapoi îndoit decât tot ce avusese. Unii predică și spun, nu contează prin ce treci, prin ce necaz treci, Domnul îți va da dublu. Nu asta e ideea. Nu asta este ideea aici. Ideea, lecția este aceasta. Sunt anumite lucruri în viața mea, în viața ta, care nu vor fi restaurate și nu vor fi reparate până nu mă lepăd de mine suficient încât să mă pot ruga pentru alții. Să iau pe alții în rugăciunile mele. Nu prea a spus amin la lucrul ăsta. Poate că ar trebui să mai recitim cartea lui Iov. Țineți minte că în cartea lui Iov, toate capitolele, ce face Iov? Ce încearcă Iov? Să-și scoată bazmaua curată, nu? Să se scoată pe el. Nu? Se tot apără. E numai despre el. Iov zice, dar n-am fost așa, de ce mă acuzați? Dar de Dumnezeu, de ce mi-a făcut lucrul acesta? Totul este despre Iov. Și pe bună dreptate din partea prietenilor, nu? Că îl acuzau pe nedrept.
Dar Iov este învățat de Dumnezeu la finalul cărții lecția aceasta, deși l-au înțepat, deși i-au făcut rău, deși nu i-au fost prieteni așa cum trebuiau să fie prieteni, Iov a trebuit să se roage în necazul lui pentru prietenii lui. Și abia după ce inima lui Iov a fost reparată față de prietenii lui, atunci Dumnezeu i-a zis, acum ești pregătit să primești înapoi. Și nu doar că îți dau înapoi, ci îți dau dublu. Dragul meu, te întreb, tu pe cine pomenești continuu în rugăciunile tale înaintea lui Dumnezeu? Versetele 15-16 ne arată cum să ne rugăm să-L cunoaștem mai bine pe Dumnezeu. Roagă-te sincer pentru frații tăi, roagă-te continuu pentru frații tăi. Dar versetele 17-19 ne arată ce să ne rugăm. Nu doar cum să ne rugăm, ce să ne rugăm ca să-L cunoaștem pe Dumnezeu mai bine. Și privind la versetul 17, vedem prima dată reverența cu care se apropie Pavel de Dumnezeu. Versetul 17 începe cu invocarea lui Dumnezeu. Când auziți cuvântul invocare, la ce vă gândiți? Rugăciunile noastre trebuie să conțină invocare. Asta ne învață Biblia. Ce înseamnă invocare? Adică ceea ce spui despre Dumnezeu. Da? Vorbești cu Dumnezeu și primul lucru pe care trebuie să-l faci când vorbești cu Dumnezeu, nu vorbești de tine, nu vorbești nici de frații tăi, ci prima dată vorbești cu El despre El. Da? Asta este invocarea. Dragilor, adresarea către Dumnezeu este la fel de importantă ca și conținutul rugăciunii adus lui Dumnezeu. Modul în care te apropii de Dumnezeu și înțelegi cine este Dumnezeu va determina ce vei primi de la Dumnezeu. De aceea întotdeauna să fim siguri că ne apropiem de Dumnezeu cu atitudinea potrivită în rugăciune. În loc să fugi repede prin rugăciune și să te grăbești spunându-i Domnului cât de gravă este situația ta, ar trebui să începi rugăciunea aducându-ți ție aminte cât de mare e Dumnezeul tău. Eu văd asta la mine, o mare problemă și sper în 2024 să lucrez mai bine la lucrul acesta. Și în casă cu copiii, când suntem și la alte întâlniri, vorbim, nu știu ce, și ne aducem mai întâi, trebuie să ne rugăm. Și din discuții și orice facem, intru imediat în rugăciune și știu ce să zic acolo, ajung la cerere și am încheiat. Nu, dragilor, când ne rugăm, ar trebui să ne oprim câteva secunde și să ne aducem aminte cine este acest Dumnezeu în fața căruia te închini. Ce știm noi despre Dumnezeul acesta la care venim cu cererile noastre? Uite ce spune versetul 17. Și mă rog, nu zice și mă rog să pricepeți, să vă lumineze Domnul. Nu, până ajungem și acolo. Dar mai întâi, cui mă rog? Mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru, Iisus Hristos. Când spui Dumnezeul Domnului nostru, Iisus Hristos, ne aducem aminte că noi ne rugăm și ne apropiem de Dumnezeu nu pe baza vredniciei noastre. Noi nu suntem ascultați de Dumnezeu pe baza meritelor noastre. Noi ne putem apropia de Dumnezeu doar pentru că Dumnezeu este Dumnezeul Domnului care este Domnul nostru. Că dacă nu era Domnul tău, nu te apropiai de Dumnezeu cu nicio rugăciune. Și dacă te apropiai de Dumnezeu cu rugăciune, nu cade perete. Este Dumnezeu Domnului nostru, Iisus Hristos. Dacă te apropii în rugăciune de Dumnezeu pe baza meritelor tale, știi care e singura rugăciune pe care poți să o faci? Poți să te apropii și pe baza meritelor tale. Dar ai o singură rugăciune, rugăciunea lui Isaia. Vai de mine. Asta e tot. Vai de mine. Sunt un om păcătos și voi muri. De ce? Pentru că l-am văzut pe Domnul. Dar, dragilor, vestea bună este că datorită sângelui Domnului Iisus Hristos, avem o cale nouă, o cale care este deschisă la Dumnezeu și în 2024 ne putem apropia cu îndrăzneală de tronul Harului ca să căpătăm îndurare atunci când avem nevoie. Pavel se ruga Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos și nu termină invocarea aici, mai are încă un termen, care este de asemenea Tatăl Slavei. V-ați gândit vreodată ce înseamnă Tatăl Slavei?
Ce ne spune asta despre Dumnezeu? Tatăl slavei. Nu vă mulțumiți doar să spuneți că e glorios Dumnezeu. Nu asta spune Tatăl slavei. Că spunea slăvitul Tată, dacă zicea că Dumnezeu e glorios. Sigur că este așa, dar aici zice Tatăl slavei. Adică Dumnezeu este sursa a tot ce e glorios. Dumnezeu este izvorul a tot ce este slăvit, a tot ce este frumos, a tot ce este bun, a tot ce e minunat. Gândiți, orice este minunat, totul vine de la Dumnezeu. De aceea când te apropii de Dumnezeu în rugăciune, apropie-te cu îndrăzneală și cu bucurie, pentru că știi că Tatăl tău este bun. Și dacă îi ceri pâine, nu-ți va da o piatră, ci îți va da ceea ce ai nevoie. Pentru că El este Tatăl slavei. Efeseni 3:21, a Lui să fie slava în biserică și în Hristos Iisus, din neam în neam, în vecii vecilor. Amin. Așadar, ce să ne rugăm dacă vrem să-L cunoaștem pe Dumnezeu? Roagă-te lucruri care îți arată cine este Dumnezeu. Roagă-te cu reverență. Adu-ți aminte cine-i Dumnezeul căruia te rogi. Vreau să te întreb, dacă ar fi să faci o rugăciune doar de invocare, ai ce să spui? 60 de secunde în care să nu ceri nimic, să nu mijlocești pentru nimic, să nu lauzi pe Domnul pentru ce a făcut, doar 60 de secunde să enumeri cine este Dumnezeu. Asta face parte din a-L cunoaște pe Dumnezeu mai bine. Dar exemplul lui Pavel nu ne arată doar invocarea pe care o face, ci și prioritățile sale. Versetul 17, aici găsim principala cerere a rugăciunii. Și mă rog acestui Dumnezeu, Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui. Acum, doar să clarificăm puțin lucrurile, când zice Pavel aici să vă dea un duh de înțelepciune, Pavel nu se roagă aici ca un creștin să primească Duhul Sfânt sau să primească mai mult din Duhul lui Dumnezeu. Nu asta face aici. Observați că în versetele 13 și 14, care sunt înainte de 17, deja el a spus, voi creștinii, dacă ați fost mântuiți, ați fost pecetuiți cu ce? Cu Duhul Sfânt, care fusese făgăduit și care este o arvună a moștenirii noastre. Ce înseamnă lucrul acesta? Că în momentul în care ai fost născut din nou, adus la mântuire, Dumnezeu, Duhul Sfânt, a început deja să locuiască în inima ta, imediat, complet și permanent. Adică nu trebuie să te conectezi prin nu știu ce chestii din astea ezoterice și ciudate cu Duhul. Nu despre asta este vorba. Efeseni 5:18 ne spune ce avem nevoie. Voi aveți Duhul, căutați-L în fiecare zi să fiți plini. Să fiți plini de Duhul. Dragul meu, când ai fost mântuit, ai primit toată măsura Duhului pe care o vei putea avea vreodată. Nu mai puțin, nu doar o parte. Ai Duhul. Că Duhul e o persoană. Duhul nu poate fi 30% în tine. Ori îl ai, ori nu-l ai. Și dacă îl ai pe Hristos, ai Sfânta Treime care locuiește în tine. Problema nu-i dacă creștinul adevărat are Duhul sau nu are Duhul. Are Duhul. Problema e cât te are Duhul pe tine. Aici este problema. Problema este că noi nu ne oferim cu totul Duhului. Din partea noastră este nevoie de o supunere mai mare față de El. De aceea spune că avem nevoie din nou și din nou să fim umpluți de Duhul pentru a-L cunoaște mai bine pe Domnul. Și la asta se referă când zice să ne dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui. Dragilor, textul acesta ne reamintește următorul adevăr. Doar pentru că știi Biblia, nu înseamnă neapărat că îl știi pe Dumnezeu. E una să știi Psalmul 23 și alta să cunoști păstorul din Psalmul 23. Corect? E o diferență. E o diferență. Pe Iohannis, președintele nostru, îl știu, dar nu-l cunosc. Adică dacă mi-mi pune cineva vocea lui, o recunosc de departe. Dacă îl văd la televizor, știu că ăsta e președintele nostru. Dar nu-l cunosc. Însă pe Cristiana o știu,
și o și cunosc. Dacă Cristiana stă cu spatele la mine, acolo la ușă, știu dacă e supărată sau bucuroasă. Nu trebuie să-i văd față. Știu din cum se mișcă, știu din cum se comportă, îmi dau seama de lucrurile. De ce? Pentru că ne cunoaștem. Și cu toate acestea, cei care sunteți căsătoriți, cred că îmi dați dreptate, după 10 ani de căsătorie, deși o cunosc, încă continui să o cunosc. Și încă continui să descoper lucruri. Și încă continui să aflu ceva nou. Și cred că la fel va fi și peste 10 ani. Și oricât ne va da Domnul să fim împreună. Dragilor, înțelegeți ce vreau să spun? Chiar dacă ai umblat cu Dumnezeu ani de zile, asta nu înseamnă că îl cunoști în totalitate. Încă mai avem de învățat despre Dumnezeu în 2024 și dacă continui să umbli cu El, vei vedea că este tot mai dulce pe măsură ce trece timpul. La asta se referă când zice să vă dea un duh de înțelepciune, de descoperire în cunoașterea Lui. Și observați că versetul 18 ne spune că asta se întâmplă prin luminarea ochii inimii prin Duhul. Când Pavel vorbește și Biblia vorbește despre inimă, vorbește despre centrul nostru. Cine suntem noi cu adevărat? Cine suntem noi dincolo de aspectul acesta fizic? Și Pavel spune metaforic aici că inima are ochi. Știți care e problema cu inima noastră? Inima noastră, când nu-i mântuită, zace în întuneric. Și după ce este mântuită, inima noastră nu vede foarte bine. În 2 Corinteni 4:4, Pavel spune, mintea necredincioasă a orbit-o Dumnezeul veacului acestuia ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Dar când Duhul lui Dumnezeu intră în viața noastră, știți ce se întâmplă? Se aprinde lumina. Duhul aprinde lumina. Și când îți aprinde Duhul lumina, ce vezi? Când Hristos ești binecuvântat. Când Hristos ești binecuvântat. Când îți urmezi inima, ăsta e cel mai prost sfat. Cel mai prost sfat al culturii noastre, urmează-ți inima. Fă ce-ți spune inima. Când îți urmezi inima, știi unde ajungi? În întuneric. De unde a plecat inima. Și să nu te miri că vei fi copleșit de frică, că vei fi copleșit de grijuri. Dar când Duhul Sfânt aprinde lumina și vezi cu ochii inimii cine ești în Hristos Iisus, poți înfrunta orice va sta în fața ta. Pentru că știm că dacă Dumnezeu este cu noi în Hristos, cine va putea să fie împotriva noastră? Dacă Dumnezeu este cu noi în Hristos, cine va fi împotriva noastră? Și dar ce să te rogi? Roagă-te prima dată amintindu-ți cine este Dumnezeu. Roagă-te având priorități. Iată care e prioritatea Lui. Nu să fie scăpat din închisoare, nu să le meargă mai bine celorlalți, ci ochii inimii să fie luminați ca să-L cunoască pe Dumnezeu. Și roagă-te cu încredere. Versetul 18, Pavel ne spune de ce ne putem ruga cu încredere cerând să-L cunoaștem mai bine pe Dumnezeu. Observați aceste cuvinte. Ca să pricepeți. Dragilor, mântuirea pe care ne-a dat-o Dumnezeu, nu ne-a dat-o ca să o trăim după cum simțim fiecare. După cum vrea fiecare, după cum gândește fiecare. Tocmai pentru că eu nu mă pot încrede în simțurile mele, Dumnezeu dorește să avem un duh de înțelepciune, de descoperire în cunoașterea Lui, vrea ca ochii inimii să fie luminați. De ce? Ca să pricepem. Dar ce să pricepem? Câteva lucruri aici. Nădejdea chemării Lui. Când auziți chemarea lui Dumnezeu, la ce vă gândiți? Noi greșit ne gândim la chemare, ai chemarea de a fi păstor, ăsta are chemarea de a cânta. Nu, astea nu sunt chemări. Nimeni n-are chemare de a fi păstor. Nimeni n-are chemare de a fi... Chemarea e doar la mântuire. Există daruri. Există daruri, aia e altceva. Chemarea în Sfânta Scriptură este doar la mântuire, e sinonim cu mântuire. Vedeți, la nivelul omului, mântuirea arată așa cum spune Roman 10:13, fiindcă oricine va chema numele Domnului, va fi mântuit. Dar cauza pentru care cineva ajunge să cheme numele Domnului, ne-o spune 1 Petru 2:9, Dumnezeu este Cel care ne-a chemat. Ne-a chemat din întuneric la lumina sa mântuită. Dragilor, suntem mântuiți pentru că Dumnezeu ne-a chemat din întuneric. Dar când suntem chemați la mântuire, chemarea asta zice, vine cu o nădejde viitoare.
Pavel spune, Dumnezeu vrea să cunoașteți nădejdea chemării Lui. Dragilor, în Biblie, nădejdea nu-i o dorință slabă, mi-aș dori să fie lucrurile așa. Nădejdea este o siguranță cât se poate de tare. Noi nu trebuie să ne îngrijorăm cu privire la viitorul nostru în 2024, pentru că avem o nădejde puternică. Roman 5:5. Nădejdea aceasta nu înșeală. Pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Adică Duhul Sfânt locuiește în noi și când lucrurile merg greu, știi ce face Duhul Sfânt? Toarnă și mai mult din dragostea lui Dumnezeu peste tine, ca să stai liniștit. 1 Tesaloniceni 4:13, citim, să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Vă spun că după ultimii ani, fiecare sfârșit de an și început de an îmi vine să fac așa o poză și să vă prind pe toți și să mă asigur că în formula asta ajungem până la finalul anului. Nu pot să fac lucrul ăsta și din perspectiva Scripturii nici nu-i bine să fac lucrul ăsta, că e mai bine să fim cu Domnul acasă. Dar Biblia spune, când pierzi pe cel drag, plângi, e ok să plângi. Nu-i nicio problemă. Întristează-te. Dar deși plângi și te întristezi, ce zice Pavel aici? Nu putem plânge oricum. Plângi, e ok, dar nu plânge oricum. Nu plânge ca cei ce n-au nădejde. Nu te întrista ca și cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Nu te întrista ca și cum moartea are ultimul cuvânt. Nu te întrista ca și cum Domnul Iisus nu a înviat din morți, pentru că a făcut-o. Și dacă avem un Salvator viu, atunci avem și o nădejde vie. Nădejdea noastră este în Hristos. Trebuie să pricepem nădejdea, dar nu doar nădejdea, ci auziți, îmi place așa de mult fraza aceasta, care este bogăția slavei moștenirii voastre? Fiți atenți, vă rog, la versetul ăsta. Care este bogăția slavei moștenirii cui? A Lui în sfinți. Mergeți un pic înapoi în versetul 11. Zice, în Hristos am fost făcuți și moștenitori. Dragii mei, ascultați-mă. Dacă ești în Hristos, Dumnezeu te-a scris și pe tine în testamentul Lui. Dacă ești în Hristos, Dumnezeu a scris un testament și te-a scris pe tine. Avem o moștenire. Da, în El am fost făcuți și moștenitori, fiind rânduiți mai dinainte, după hotărârea celuia care face totul după sfatul voii sale. Versetul 11 spune că noi avem o moștenire. Vă bucurați că avem o moștenire? E extraordinar. Dar fiți atenți ce spune versetul 18. Versetul 18 spune că și Dumnezeu are o moștenire. Nu doar noi avem o moștenire. Dumnezeu are o moștenire și știți care e moștenirea lui Dumnezeu? Cine, de fapt, este moștenirea lui Dumnezeu? Noi suntem moștenirea lui Dumnezeu. De asta vă dați seama ce înseamnă lucrul ăsta? Noi suntem moștenirea lui Dumnezeu? Tu auzi că ești moștenirea Domnului prin Hristos. Noi, sfinții, suntem moștenirea pe care Dumnezeu abia așteaptă să o primească. Ca să înțelegeți mai bine, dacă știi că vei primi o moștenire, și o moștenire mare, valoroasă, o moștenire la care ai lucrat și tu din greu, la care ai contribuit și tu din greu, ca să o ai, să te bucuri la un moment dat de ea, cum o aștepți? Păi, o faceți toți pe serios, moștenire, mare lucru... Abia aștept să vină moștenirea. Noi creștinii nu ne dăm în judecată unii pe alții, sper că nu vom ajunge în biserica noastră pe la notar să facem partaje și medieri. Dar aștepți moștenirea aia, ți-o dorești, nu ții tot una. Hai să fim sinceri, nu ții tot una că zici, vine, ai încă trei frați și aia zici, lasă că luăm noi tot. Slavă Domnului că Domnul m-a binecuvântat. Nu, stai un pic, am și eu o parte acolo. Da? Aștepți moștenirea aia. Luați același lucru și duceți-l în textul acesta. Cum credeți că așteaptă Dumnezeu moștenirea la care El a lucrat și pe care El a pregătit-o și pe care El a răscumpărat-o prin sângele Domnului Iisus Hristos? Înțelegeți de ce Țefania spune că Dumnezeu nu mai poate de bucurie cu privire la poporul Lui?
Pentru că în Hristos noi suntem moștenirea Lui. Păi tu crezi că te va lăsa Domnul de izbeliște în 2024? Crezi că Dumnezeu își tratează cu neglijență moștenirea? Credeți că Dumnezeu e nepăsător față de moștenirea Lui în sfinți? Dragul meu, nu știu cine nu te înghite și nu știu cine nu se poate uita la tine, dar Dumnezeu abia așteaptă să te primească acasă. Dumnezeu abia așteaptă să ajungi acasă, pentru că în Hristos ești comoara Lui. Ești comoara Lui Dumnezeu. Și încă un lucru, avem nădejde, trebuie să pricepem nădejdea, trebuie să pricepem că suntem moștenirea Lui și trebuie să pricepem că suntem binecuvântați cu puterea Lui Dumnezeu. Versetul 19, și care este față de noi credincioșii nemărginita mărime a puterii sale după lucrarea puterii Lui. Observați cum descrie puterea Lui Dumnezeu Pavel aici? Asta e un superlativ, așa se numește. Nemărginita mărime. Dragă biserică, trebuie să cunoști că puterea Lui Dumnezeu întrece tot ceea ce știm noi în lumea asta că e putere. Și ascultă, în anul 2024, dacă ești în Hristos, puterea asta nemărginit de mare e la dispoziția ta. Cu puterea asta Dumnezeu va lucra în favoarea ta. Cu puterea asta Dumnezeu va da la o parte munți. Cu puterea asta Dumnezeu va deschide uși. Sau cu puterea asta Dumnezeu îți va închide uși acolo unde nu trebuie să calci. Este puterea nemărginit de mare a lui Dumnezeu care stă la dispoziția ta în Hristos. Așa că am văzut cum să ne rugăm, am văzut ce să ne rugăm ca să-L cunoaștem pe Dumnezeu mai bine. Aș vrea să închei cu ultimele versete, de ce să ne rugăm ca să-L cunoaștem pe Dumnezeu mai bine. Am vorbit de puterea mare a lui Dumnezeu. Dacă ar fi să vă întreb, unde se vede cel mai bine puterea lui Dumnezeu manifestată, ce mi-ați răspunde? Învierea Domnului Iisus Hristos. V-ați dus direct acolo. Da? Zice versetul 20, 19 și 20, da? Să cunoașteți puterea tăriei Lui, versetul 20. De unde știu eu cât de mare e puterea asta? Păi zice, uită-te la ce s-a întâmplat la cruci, la mormânt. Pe care a desfășurat-o în Hristos prin faptul că L-a înviat din morți. Puterea de care ai nevoie ca să reziști ispitelor. Puterea de care ai nevoie ca să trăiești în ascultare. Ca să-L slujești pe Dumnezeu cu credincioșie și în 2024 este puterea pe care Dumnezeu a desfășurat-o în Hristos când L-a înviat din morți. Uite un test, ca să te îngrijorezi mai puțin în 2024. Dacă treci printr-o situație care necesită mai puțină putere din partea lui Dumnezeu decât a arătat-o în învierea lui Hristos, atunci fii 100% sigur că Dumnezeu o va rezolva. Se întâmplă să se îmbolnăvește cineva din familie. Vin analizele aiurea. Pierzi pe cineva. Îți pierzi lucruri din avere. Da? Pierzi reputat. Nu știu, orice s-ar putea întâmpla în 2024. Gândește-te așa. În situația asta a mea, Dumnezeu are nevoie să-și arate mai multă putere decât la învierea lui Hristos? Adică a fost mai greu să-L învie pe Hristos decât să mă ajute pe mine? Bănuiala mea e că niciunul dintre dumneavoastră, dintre noi, nu o să fie pus să salveze omenirea prin jertfa Lui. Așa că prin orice vei trece, nicio situație nu va fi mai grea decât învierea lui Hristos din morți. Dacă aceea a reușit-o Dumnezeu, stai liniștit. Stai liniștit. Dumnezeu te va duce la mal. Și după ce L-a înviat din morți, ce zice? L-a pus să șadă la dreapta sa în locurile cerești. Unde sunt locurile cerești, nu ni se spune, dar ni le descrie, versetul 21. Adică mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie. Aici Pavel nu ne spune să gândim ce înseamnă fiecare lucru, să-l punem în categorii, nu asta e ideea. Ideea este pe cuvântul orice. Nu contează la ce stăpânire, la ce autoritate, la ce domnie te gândești, indiferent, Domnul Iisus este mai presus. De fapt, spune că este mai presus și de orice nume
care se poate numi. Numește orice nume, orice nume din lumea aceasta, orice dregător, orice domnitor, orice președinte, orice țară, numește orice nume, Domnul Iisus este mai presus. Asta spune Pavel aici. Și atenție, nu doar în veacul acesta, ci și în cel viitor. Cu alte cuvinte, El nu conduce doar acum. Și Domnul nostru Iisus Hristos este același ieri, azi, în ianuarie 2024 și în veci. Păi, zice mai departe, versetul 22, El i-a pus totul sub picioare. Deci odată l-a așezat la dreapta lui, da, este mai presus de tot, dar i-a pus și totul la picioare. Regele Charles al III-lea, tocmai ce a preluat în sfârșit săracul conducerea casei monarhale din Anglia, da? A preluat domnia de la regina mamă, Elisabeta. Este rege, în sfârșit. Dar ce face el? Ce putere are regele Charles al III-lea? Să facă poze. Și să dea bani prin România, în Transilvania. Că asta e tot. Reprezintă. El e de poză. Cine conduce în Anglia cu adevărat? Cine conduce guvernul? Prim-ministru. Prim-ministru. Deci ai un rege care e doar de poză și ai pe cineva care conduce cu adevărat. Când ne zice Pavel aici că l-a pus să șadă la dreapta lui pe Domnul Iisus, ne spune, noi nu avem doar un rege de poză care dă bine și în poziția care trebuie, ci avem un rege care conduce. Care conduce, are totul la picioarele lui. Și l-a dat căpetenie peste toate lucrurile bisericii, care este trupul lui, plinătatea celui ce împlinește totul în toți. Vreți să vă spun ceva? Nu pricep tot ce scrie aici. Și sper că nu mă dați afară ca păstor, că nu vă pot explica tot ce scrie. Chiar nu pricep. Am stat, mi-am bătut capul, m-am dus pe niște direcții și am considerat că nu-s bune, speculații. Nu știu ce scrie aici, nu înțeleg tot ce scrie aici, dar vă spun un lucru. Cred până la ultima virgulă. Chiar dacă nu pricep tot, cred până la ultima virgulă. Vreau să te întreb, crezi și tu? Adică, crezi și tu că Domnul Iisus este în control peste tot? Crezi că El domnește peste tot? Crezi că este mai presus de tot și arată toate acestea prin biserică? Atunci, pentru ce te mai îngrijorezi în 2024? Pentru ce te mai îngrijorezi când vine vorba de anul 2024? Roagă-te și încrede-te în ceea ce Pavel spune două capitole mai târziu. El poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi. Dragilor, privind la anul 2024 și la viața noastră, sper că vă rugați și dumneavoastră ceea ce mă rog și eu pentru mine. Dumnezeu să ne ajute să supunem fiecare domeniu al vieții noastre domniei lui Hristos. Pentru că dacă nu suntem atenți, atât de ușor vom prelua noi controlul și vom pune noi mâna pe volan să mergem pe traseul nostru. Dar dacă vrei să trăiești mai bine în 2024, ce trebuie să se întâmple? Trebuie să-L cunoști mai bine. Trebuie să-L cunoști mai bine și acea cunoaștere începe cu rugăciunea. Nu există nimic mai important decât să-L cunoaștem pe Dumnezeu mai bine. Sunteți de acord? Amin.